Consilierii județeni clujeni au aprobat în cadrul unei ședințe extraordinare preluarea spitalului din comuna Mociu și transformarea lui într-o secție exterioară a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. Înainte să se desființeze, spitalul din Mociu deservea 8 comune. Consilierii județeni clujeni s-au întâlnit în această dimineață într-o ședință extraordinară pentru a discuta preluarea spitalului din comuna Mociu, inclus pe lista a 67 de unități din țară care au fost desființate recent de Ministerul Sănătății. După discuții și contre între putere și opoziție pe tema paternității acestui proiect, aleșii au votat proiectul, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Autoritățile județene speră că în maxim o lună unitatea medicală din Mociu să reintre în ritm normal. Ei bine, așteptăm urmarea demersului nostru, Ministerul și Guvernul, să decide printr-o hotărâre revenirea sau reluarea activității la centrul din Mociu, după care, evident, noi, în virtutea acordului dat, vom face formalitățile ulterioare, însă ele trebuie făcute ulterior demersului pe care Guvernul trebuie să-l facă. Așa încât suntem de acord cu preluarea, am fost de acord din urmă cu o lună, așteptăm să se dea o hotărâre de Guvern, așteptăm ca Spitalul din Mociu să fie reînființat, el fiind în momentul de față desființat, după care îl vom alipi și îl vom comasa cu Spitalul de Recuperare ca secție exterioară. Personalul spitalului va fi reîncadrat odată cu preluarea acestuia și transformarea sa în secție exterioară a Spitalului Clinic de Recuperare. Unitatea a fost închisă pe data de 1 aprilie, avea 30 de paturi și 22 de angajați și deservea peste 20.000 de persoane din zona comunei Mociu și a 8 sate.